Drumul județean 677A a intrat în reabilitare, însă celelalte drumuri comunale din Crețeni necesită reparații. Asfaltările ulițelor nu au avut loc încă pentru că primarul Ion Spârleanu așteaptă finalizarea lucrărilor de introducere a apei, canalizării și gazelor naturale în comună. Cum se face diferența de la oraș la sat? Noi am încercat pe partea socială să venim în sprijinul cetățenilor. Dar pe partea de infrastructură mă să urm. Și foarte bine a zis, chiar vin acum de la o discuție care a avut-o cu constructorul pe drumul județean 677, unde zic că arată pătre cele mai proaste drumuri din județ. Mă refer la partea de reparații care nu s-au făcut de 2 ani de zile. Părea mea că trebuia făcute până constructorul intra direct în pâine. Adică putea să se facă niște reparații în vederea că au fost de diverse. Dar totuși este bine că și în al 12-lea ceas constructorul s-a apucat de treabă. Și acest drum județean nu este deja de noi, dar domnul președinte al Consiliului Județean ne-a înțeles păsurile și a făcut tot ce a fost posibil ca acest constructor să ajungă să înceapă, să primească ordinul de începere, autorizația de construire și să cuceze treaba. Noi suntem mulțumiți că totul s-a început, se așteaptă de aproape 2 ani de zile după câștigarea licitației și au fost discuții atât la partea tehnică, unde nu s-a întocmit să... După norme moderne și chiar la fața locului au fost neconcordanțe între proiectare și vizita în teren și atunci s-a mai amânat începerea construcției. Și până acum de aia s-a decifrat această întemânare lucrărilor și eu zic că suntem mulțumiți. Noi trebuie partea cealaltă să venim cu drumurile locale, cu proiectele noastre. Au fost în noiembrie majoritatea primărilor care mai aveau un rest de executat de asfaltări, pot să opriți de actualul guvern ca să nu începem lucrările pentru că vor veni fonduri europene. Așteptăm, am așteptat noi ani de zile, așteptăm și acum. Proiectele avem pregătite. Mai începem acum proiectul de alimentare cu gaze. El este o investiție foarte grea, unde toate localitățile am asociat, cel puțin de aici, din jurul Crețenilor, 5-6 localități, chiar am venit de la domnul primar de la Grăbire, pentru că trebuie să mergem în comun cu aprobări de Consiliul Local, hotărâri, aprobări de indicatori tehnico-economici, mergând după aceea la firma de consultanță proiectare de a întocmi documentația și o depune la Ministerul Dezvoltării. Deci tot pentru îmbunătățirea activității. Vor fi greu și aceste proiecte implementate, că oamenii sunt obișnuiți cu lemne, obiectiv cu alt sistem de încălzire, dar totuși noi nu ne lăsăm și dacă putem să accesăm aceste fonduri, e cu atât mai bine. Comuna Crețeni s-a asociat cu mai multe localități pentru introducerea gazelor naturale în comună, iar anul viitor se așteaptă finanțare pentru acest proiect.